Salut și bine v-am găsit! Videoclipul de astăzi este despre un alt criminal în serie și psihopat sexual ce poate fi asociat cu Nicolae Pascu și chiar cu Dincă. Acesta acționa pe raza municipiului București și a ucis în total 3 femei. Primul cadavru a fost descoperit pe data de 16 martie 1992 în lacul Pantelimon II. Acesta a ieșit de sub gheață, fix în dreptul stăvilarului care face legătura cu lacul Cernica. La fața locului s-au deplasat ofițerii de la judiciar, împreună cu medicul legist care a constatat faptul că femeia avea în jur de 25 de ani, cu constituția astenică, o înălțime de 1,60 m și că decedase cu aproximativ 30-40 de zile înainte de a fi găsită prin asfixie mecanică. Autopsia a scos la iveală faptul că femeia suferise un avort cu puțin timp înainte de a fi ucisă și că fusese violată. Însă din cauza stadiului avansat de putrefacție în care a fost găsit cadavrul, nu s-a putut stabili dacă violul avusese loc înainte sau după deces. După mai multe investigații, s-a reușit și identificarea victimei. Se pare că aceasta se numea Lavinia Stoian, avea 26 de ani, și în ziua dispariției se ducea împreună cu mama sa la niște prieteni cărora trebuia să le plătească o datorie. Pe 29 ianuarie, aproape de miezul nopții, au luat împreună un taxi de acasă din Berceni pentru a ajunge la Piața Unirii, însă l-au rugat pe șofer să facă un ocol pe la căminele studențești din Grozăvești pentru a schimba 100 de dolari în lei. Au fost în Grozăvești, Lavinia a schimbat banii, apoi s-au îndreptat spre Unirii. Ajunse la adresă, Lavinia a rămas în taxi pentru a merge la un magazin să cumpere Pepsi, cafea și țigări, iar mama acesteia a coborât în ideea că o va aștepta sus, la prietenii lor. De atunci, nu a mai văzut-o pe Lavinia. La început, părinții nu au reclamat dispariția la poliție, ci au apelat la câțiva prieteni, însă fără un rezultat, așa că pe la jumătatea lunii februarie, nemai având alternative, au apelat la forțele de ordine. Foarte multe detalii nu își aducea aminte mama Laviniei, doar că șoferul avusese ceva probleme la motorul mașinii, astfel a sesizat faptul că nu era Dacia, deoarece capota se deschidea spre parbriz. Anchetatorii au reușit să identifice magazinul de unde Lavinia cumpărase Pepsi, țigări și cafea, însă vânzătorul nu și-a amintit decât faptul că taxiul avea indicativul 053, de unde au tras concluzia că era o mașină de stat și nu un taxi privat. Au reușit să găsească și un martor care a văzut-o pe Lavinia la casa de schimb valutar și care și acesta observase indicativul 053 pe portiera mașinii în care s-a urcat. Singura problemă era aceea că taxiurile de stat erau Dacii, însă din spusele mamei victimei reieșea faptul că mașina nu era Dacia. Mama Laviniei își mai aducea aminte și faptul că nu a văzut ca taxiul să aibă stație, care era obligatorie și care se regăsea pe toate taximetrele de stat. Cu toate acestea, au fost verificate toate stațiile de taxi de stat, însă fără niciun rezultat pozitiv. S-au verificat și taxiurile particulare, însă, pentru că niciun martor nu își aducea aminte culoarea mașinii, doar că era vopsită cu o culoare deschisă, identificarea taxiului era greu de realizat. Pe lângă asta, vânzătorul de la magazinul de unde cumpărase Lavinia țigări și cafea a mai adus o informație suplimentară care i-a băgat și mai mult în ceață pe anchetatori. Acesta a declarat faptul că la o săptămână după ce Lavinia a fost dată dispărută, a văzut-o trecând prin fața magazinului său din zona Unirii. În timp ce o parte din anchetatori făceau cercetări în teren, alții investigau în amănunt locul în care a fost găsit cadavrul Laviniei, de unde au dedus faptul că autorul era o persoană cu sânge rece, fără scrupule, care cunoștea foarte bine zona, avea mașină sau împrumutase de la cineva și era cel mai probabil pasionat de pescuit, deoarece copca prin care fusese aruncat cadavrul fusese făcută cu o daltă specială, anume folosită de pescari. În încercarea de a identifica autorul, anchetatorii au stat o perioadă la pândă în zona unde a fost găsit cadavrul, au interogat paznicii de la o tabără de copii din zonă și au supravegheat chiar și cuplurile care mai veneau în păduricea din apropiere, însă fără niciun rezultat.
Pe 31 martie s-a mai găsit un cadavru, care plutea pe lacul Pantelimon II, tot în apropierea stăvilarului care face legătura cu lacul Cernica, cam în același loc unde a fost găsită și Lavinia. Acesta aparținea tot unei femei care avea în jur de 30-35 de ani, blondă, cu trăsături slave, îmbrăcată doar cu o bluză ciclam cu mâneci scurte. La autopsie s-a constatat faptul că femeia decedase cu cel mult 24 de ore în urmă, prin asfixie mecanică, iar înainte de deces se pare că aceasta fusese agresată fizic, inclusiv sexual. Deoarece s-a descoperit că avea montat un sterilet rusesc, anchetatorii au presupus că victima era de naționalitate rusă. De asemenea, deoarece cele două cazuri aveau foarte multe lucruri în comun, s-a emis ipoteza că autorul ar fi același. S-a trecut la identificarea victimei, iar după aproximativ o lună s-a aflat faptul că aceasta era o tânără turist din Rusia, pe nume Andreeva Elvira Vasilievna, care intrase în țară pe 29 martie după amiază cu un autocar ce a lăsat-o la piața Obor. De acolo, după 3 ore cu același autocar, a ajuns la hotelul de la platforma Măgurele, unde s-a cazat. Seara a fost văzută de un membru al grupului de turiști cum s-a urcat într-un taxi cu intenția de a merge spre oraș. După 2 zile, când grupul de turiști se pregătea să se întoarcă în țară, pașaportul Andreevei este dus la poliție, iar a doua zi se descoperă și cadavrul acesteia. Cum am spus și mai devreme, în urma cercetărilor, anchetatorii au ajuns la concluzia că au de-a face cu același autor, ținând cont de locul în care au fost descoperite cele două cadavre și de faptul că ambele femei fuseseră dezbrăcate și le fuseseră furate bijuteriile. Au mers pe ideea că acesta este un bărbat cu sânge rece, fără remușcări, abil, care cunoștea bine zona, era sigur pe faptele sale și posibil că făcea taximetrie clandestină. Acesta își alegea victimele din rândul femeilor tinere, pe care nu le cunoștea, însă despre care simțea el că nu ar fi fete tocmai cu minți. Anchetatorii bănuiau că mobilul crimei ar fi fost refuzul tinerelor de a întreține relații sexuale cu autorul. Lavinia tocmai suferise un avort, motiv pentru care, din punct de vedere medical, nu putea avea raporturi sexuale o perioadă, iar despre Andreeva bănuiau faptul că la un moment dat aceasta i-ar fi dat de înțeles că ar vrea, apoi s-a răzgândit. A treia victimă a fost descoperită în dimineața zilei de 14 septembrie 1992, când un lucrător de la stăvilarul de pe râul Dâmbovița din zona Glina găsește în albia goală a râului un cadavru incendiat. Victima fusese stropită cu un lichid inflamabil, având arsuri pe 80% din suprafața pielii. La autopsie a reieșit faptul că victima era o femeie în vârstă de 20-25 de ani, care decedase ca urmare a unei asfixii mecanice înainte de a fi aruncată în albia râului, și un amănunt foarte important pentru anchetatori, care întărea ipoteza că declanșatorul crimei era refuzul femeilor de a întreține raporturi sexuale cu autorul, era faptul că în momentul decesului, femeia era în perioada menstruală. Deși capul suferise cele mai multe arsuri, ceea ce îngreuna, teoretic, acțiunea de identificare a victimei, s-a reușit totuși amprentarea acesteia. Cercetându-se listele cu femeile declarate dispărute de pe raza municipiului București, anchetatorilor le-a atras atenția numele unei femei care făcea parte din categoria primelor două victime găsite. Au luat legătura cu familia acesteia, care le-au pus la dispoziție câteva obiecte care au aparținut Marianei, iar în urma comparării amprentelor victimei cu cele recoltate de pe un tub de spray și o sticluță de parfum, au reușit să identifice cadavrul și să-i confirme identitatea. Era Mariana Bultâc. O prietenă a acesteia știa, din spusele Marianei, că nu se mai înțelegea cu iubitul, că deja cunoscuse un tip cu mașină, și că nu știa pe care din cei doi să îi aleagă sau dacă să rămână cu amândoi. Cert este că în seara dispariției, în jurul orei 18, a fost luată de la serviciu de tipul cu mașina, pe care prietena Marianei își amintea că îl cheamă Adrian. Stând iar de vorbă cu părinții Marianei,
Anchetatorii au aflat faptul că aceștia îl cunoșteau pe Adrian, ba chiar au și vorbit cu el și i-au spus că fata lor a dispărut. Astfel, Adrian a devenit principalul suspect. Pe 17 septembrie, polițiștii s-au deplasat la Adrian acasă pentru a-i lua o declarație și pentru a-i face percheziție domiciliară. La audieri, acesta a recunoscut faptul că era taximetrist, că avea o mașină Renault 14, a cărei capotă se deschidea spre parbriz, că făcea cărăușie cu mașina, că nu avea stație pe mașină și nici indicativ pe portieră, întrucât era particular, că îi plăcea să pescuiască având mereu trusa în portbagaj și că, da, avea și o daltă specială de făcut copci. Acesta a mai spus cu durere în suflet că fusese căsătorit, însă soția îl părăsise pentru un alt bărbat pe care el îl considera inferior lui. A recunoscut faptul că o cunoștea pe Mariana, că a luat-o de la serviciu în seara dispariției, dar că a lăsat-o la o croitorie la Lujerului și că de atunci nu mai știe nimic de ea. Știa că dispăruse, însă doar atât, și i-a îndrumat pe polițiști să stea de vorbă cu iubitul acesteia. La percheziție s-a descoperit în bazinul vasului de toaletă o pereche de pantofi de damă împachetați bine într-o pungă de plastic. Întrebat ce este cu acei pantofi, Adrian a spus că sunt ai Marianei, că de ziua ei îi făcuse cadou o pereche nouă, pe care aceasta a încălțat-o imediat, iar pe cea veche a lăsat-o la el în mașină. El a păstrat perechea veche în ideea în care aceasta ar fi vrut-o înapoi. Întrebat de ce i-a păstrat acolo, înfășurați și ascunși, Adrian a declarat faptul că știind că părinții Marianei vin în vizită pentru a vorbi despre dispariția acesteia, dacă i-ar fi văzut, ar fi fost considerat suspect. Când i s-au cerut mai multe detalii cu privire la perechea nouă de pantofi pe care a cumpărat-o pentru Mariana, Adrian a precizat exact modelul, prețul, mărimea și magazinul. Însă polițiștii au stat de vorbă cu vânzătoarea, care le-a spus că nu a avut niciodată la vânzare asemenea pantofi. Întrebați de croitoreasa la care se presupune că ar fi lăsat-o Adrian pe Mariana, părinții acesteia au declarat faptul că respectiva femeie domiciliază în drumul Taberei, nici de cum în Lujerului, singura persoană care o lega pe Mariana de zona aceea fiind iubitul acesteia, care lucra ca ospătar. Între timp, anchetatorii au dat de urma unui martor cheie, care îi plasează pe Adrian și Mariana la o masă în restaurantul Cernica, în data de 9 septembrie, pe la ora 21. În fața acestei noi dovezi, Adrian a cedat și a recunoscut faptele. A recunoscut că el l-a ucis pe Lavinia Stoian, Andreeva Elvira Vasilievna și Mariana Băltâc. Părerea procurorului criminalist despre acest caz este aceea că Adrian a comis crimele dintr-un sentiment de frustrare, determinat de despărțirea de soție pe care încă o iubea. Astfel că a devenit revoltat cu privire la femeile cu o morală îndoielnică. Din declarațiile date, bănuiala este că mecanismul mental al crimei se declanșa în momentul în care victimele, din diverse motive, refuzau să întrețină raporturi sexuale cu el după ce, inițial, se arătau disponibile. Se lăsau sărutate, mângâiate, acceptau o invitație la un restaurant sau răspundeau la apropouri. În momentul în care era refuzat, Adrian simțea iar sentimentul de inferioritate. Adrian Stroia a fost condamnat la închisoare pe viață. După ce a fost arestat, a fost internat la Spitalul Penitenciar Jilava, secția psihiatrie, cu diagnosticul psihopatie polimorfă. În 1999 a fost transferat la penitenciarul Rahova, unde a devenit adeptul cultului adventist, iar în 2007 era conducătorul comunității deținuților creștini din România. Între timp a scris și o carte, Liber în țara Domnului, și și-a făcut un site unde publică texte și poezii spirituale. La finalul anului 2007 s-a căsătorit cu Daniela, o profesoară de limba engleză din Târgoviște, care s-a îndrăgostit de el după ce i-a citit publicațiile de pe site. În 2012 a fost prins făcând trafic de heroină în pușcărie, motiv pentru care a mai primit încă 15 ani de închisoare.
Și acum vine partea cea mai interesantă. În iunie 2018 a fost eliberat condiționat, deoarece în ultimul an de detenție a primit mai multe aprecieri și a participat la programul de prevenție primară a violenței domestice. Născut la 24 octombrie 1959, Adrian Stroia, cel care, conform declarațiilor sale, regreta faptele, dar nu și victimele, împlinește anul acesta 63 de ani și este în libertate, printre noi. Voi credeți în reabilitarea deținuților? Aștept părerea voastră în comentarii. Dacă doriți să ascultați povestea criminalului în serie pe care l-am pomenit la începutul videoclipului, și anume Nicolae Pascu, dați click pe videoclipul din stânga. De asemenea, dacă doriți să fiți notificați atunci când public un nou material, vă puteți abona. Este gratis, nu vă costă nimic și ajută canalul să ajungă și la alte persoane interesate de subiectele despre care vorbesc. Cu această ocazie doresc să urez bun venit noilor abonați și vă mulțumesc tuturor că mă urmăriți. O săptămână frumoasă și să auzim numai de bine!